Mihaela Tuca Horhat scrie: I'm all about parenting și sunt extrem de mândră de asta. Și eu sunt mândră pentru că l-am creat. All about parenting este, pentru cei care nu știți, metodologia de parenting pe care eu am creat-o. Sunt mândrul autor al singurei metodologii de parenting din lume bazată pe teoria autodeterminării. Este un program online de 10 luni și funcționează fantastic. Și continuă Mihaela: cred că ai noștri copii au nevoie de dialog, de conectare, de limite logice, de ghidare în viață, ca mai apoi să poată ei prelua volanul. Cred că ai noștri copii se bazează pe noi pentru a le crea o viață frumoasă. Fain, Mihaela, îmi place asta și îmi place că ai preluat una dintre metaforele, poveste pe care eu le folosesc pentru a ilustra ce este un părinte echilibrat. Mă refer la volan, pentru că scopul nostru până la urmă, așa cum am spus, este să le fim copiilor noștri modele, să-i ghidăm, să le fim mentori, să le fim până într-un punct și prieteni, înțelegând faptul că ei nu ne aparțin, nu sunt ai noștri, adică să facem ce vrem cu ei și de aceea să-i creștem pentru ei, nu să-i creștem pentru noi, pentru a deveni ei cea mai bună variantă a lor, nu să-i creștem noi ceea ce vrem noi ca ei să devină. Și metafora volanului eu o folosesc în sensul în care dacă viața noastră ar fi o călătorie cu mașina, e bine, în toți acești, iată, se potrivește și vârsta de 18 ani pentru a-ți lua carnetul, dar și este și vârsta majoratului, cel puțin la noi în țară. În acești 18 ani, copilul nostru este cu noi în aceeași mașină și ne urmărește. Mereu, e alături de noi în această călătorie. Cum o gândim, cum ne gândim resursele, pe cine luăm în mașina noastră, cum reacționăm cu participanții la trafic, ce facem atunci când greșim, atunci când avem un accident, cum gestionăm eșecul și cum gestionăm oboseala și cum facem în așa fel încât această călătorie să fie și plăcută, dar și valoroasă și utilă, atât pentru noi cât și pentru ceilalți și în siguranță. Și încet, încet, an după an, copiii ne devin parteneri în această călătorie și îi așezăm cumva pe scaunul din dreapta, păstrând mereu volanul la noi în mâini, până când copiii noștri vor putea să-și țină în mâini propriul volan, adică să-și conducă propria mașină. Acesta este rolul pe care noi îl avem în viața noastră și cred că de asta au copiii noștri nevoie. De un model care să facă existența frumoasă, responsabilă și să poată să participe la această călătorie împreună cu noi, nu undeva în scaunul din spate, într-o centură strânsă pusă și cu un geam între șofer și pasageri.